Plânge printre ramuri luna nopțile spustii. Plânge printre ramuri luna nopțile spustii. Pe cărările umblate de noi te-am cătat, te-au uitat până astăzi toate și-ai tăi te-au uitat. În dimineața zilei în care a murit, a fost luat și băgat în căruța care îi transporta la cimitirul săracilor și realmente a fost aruncat într-o groapă plină cu apă ca pe un sac de cartofi. Așa a murit Iuliu Maniu, după ce fiecare bucată din oasele sale fusese schingiuită cu o precizie morbidă în închisoarea de la Sighet. Când morea câte un preot, pe sicriul din camera în care erau puși, jucau cărți și se distrau. Personajul care s-a încumetat să recunoască asta după atâția ani de întuneric și zornăit nedrept de cătușe, este chiar torționarul, unul dintre ei. Povestea morții lui Iuliu Maniu a fost șoptită între pereții reci, ca o legendă dusă de la unul la altul. Torționarul care l-a dus pe Maniu la groapă a mărturisit păcatul doar în fața celor alți torționari, ca și cum Dumnezeu ar fi fost în mintea lui, deghizat într-un pândar, plătit să omoare. Eu am avut ocazia să întâlnesc câțiva gardieni în pragul morții, care mie mi s-au confesat și au simțit așa o eliberare. Poate n-au avut atâta curaj să se apropie de un preot, pentru că ateismul din acea perioadă a fost feroce, realmente. Fost lucrător al sistemului penitenciar din perioada comunistă, fost șef pe secție la penitenciarul Baia Mare, Ioan Chertiție vrea astăzi să schimbe destinul și numele. E drept că dacă îl întâlnești pe stradă, pare un bunic simpatic, preocupat de prânzul nepotului. Noi, supraveghetorii, eram ca niște câini dresați. Am fost învățați să urâm din toată ființa noastră deținutul, hoțul. Și nu de puține ori, cu acest baston de cauciuc, Negro Calmino, cum îl numeam noi, supraveghetorii, am bătut de nenumărate ori deținuții de pe această secție. Eram, la un moment dat, ca un morfinoman care își caută drogul. Așa-mi căutam eu victimele. Fostul torționar vrea să pară acum un gardian reformat, revoltat de umilința la care erau supuși intelectualii României în pușcăriile comuniste. Capitalistul devenit peste noapte s-a transformat miraculos în procurorul fostului sistem. Iar poveștile lui despre lumea trimisă pe lumea cealaltă par povești despre lup, povestite chiar de lup. Nu mi-era milă de nimeni, nici măcar de un bătrân care a intrat în camera supraveghetorului și m-a rugat să nu-l bat pentru că e bolnav. L-am întrebat pentru ce infracțiune a fost condamnat și mi-a spus că a tăiat un vițel. Și am insistat, pentru ce l-ai tăiat, măi? La care el mi-a răspuns, am gândit că e al meu. Bineînțeles că nu am fost impresionat și l-am bătut. În momentul în care a ieșit din camera supraveghetorului, m-a privit într-un fel anume și pentru o clipă am tresărit. Mi-am dat seama că, așa slab și gârbovit cum era, parcă semăna cu tatăl meu. Comunismul îi spălase creierul, își ștersese identitatea, numele și prenumele părinților. Banditul bătut cu bestialitate, căștăiase propriul vițel,
sau bandiții care primeau de la rudele din străinătate un săpun ori un pachet de gumă nu erau neapărat cei nemulțumiți de sistem. Am fost bătut de un ofițer de serviciu, care noi îi spunem cârtiță. Mă bătea până, mă scuzați în presă, făceam pe mine. Am înghițit linguri, cuie, am înghițit, ca să fiu lăsat în pace. A fost un om foarte rău, să știți. Niciun strop din sufletul unui om asupra căruia Dumnezeu a suflat iubire și milă nu rămăsese neatins. Iar momentul de trezire a fost trimis tot de Dumnezeu. Nici el nu mai suporta să vadă atâta durere. Într-una dintre seri, colega mea de la sectorul vizite mi-a dat niște scrisori să le cenzurez, să le citesc, ca nu cumva să primească deținuții vreo informație care i-ar fi putut determina la acte necugetate. La un moment dat, în finalul unei scrisori, am citit câteva rânduri scrise de o fetiță, care sunau cam așa. Dragul meu tătic, afară a început să ningă, iar tu de ce nu vii să ne jucăm cu zăpadă? A fost un moment deosebit de emoționant pentru mine și atunci am simțit pentru întâia oară că masca de ceară a milițianului dur, bestial, începe să se topească pentru totdeauna. Lumea torționarilor este și ea o lume aparte. Aparent liberi, ei sunt tot închiși. Fie și în lumea cu miros de iad pe care și-au pus amprenta indecifrabil. Ei au fost acolo dumnezeii. Ne-am crezut dumnezei. Noi am fost dumnezei. Mă simțeam stăpân peste timp. Această secție pășeam țanțoși cu oarecare satisfacție, pentru că știam că deținuții se tem de mine. Și asta era o satisfacție extraordinară. Mă bucuram că mă urăsc, asta o simțeam din privirile lor când mergeau la muncă. Eram o adevărată teroare. În spatele poveștilor din trecut, Chertiție se simte răsfățat. Aici, în pușcărie, mi-am găsit identitatea. O personalitate de o rară periculozitate pentru deținuți. Nu aveam milă de nimic. Comunismul s-a făcut cu oameni ca el. Băteam deținuții cu acest baston de cauciuc până când, la un moment dat, am ajuns să devin dependent. După decembrie 89, era greu să mai fii ce ai fost. Torționarii îmbrăcau haine capitaliste, iar în închisoare nu mai era atât de simplu să mori și să fii aruncat ca maniu, precum un sac de cartofi. Așa că torționarul a trebuit să schimbe și părul și năravul. A fost momentul în care s-au răsturnat totul în mintea mea, toate îndoctrinările și tot ceea ce am crezut. În penitenciarul unde mărturiile erau scrise pe pereții umezi, deținuții fac prima revoltă dintr-o închisoare românească imediat după Revoluție. Au spart ușa, au alungat supraveghetorii de pe secție și în scurt timp au devenit adevărații stăpâni ai pușcăriei. Fiind mare război acolo în penitenciar, se era pregătit cu tuburi de oxigen pe clădire și la tablou electric se arunce comandamentul, era mai la o distanță, se arunce în aer. Bestia îmbrăcată în haine europene, aparent fără nicio legătură cu trecutul, avea să devină inexplicabil pentru mulți omul de încredere al deținuților. Sistemul comunist îl învățase bine, sau remușcările mușcau din el ca dintr-un măr putred pe dinăuntru. Cert e că rolul lui a fost că un rol foarte important, că a avut încredere deținuți în el. Și după cum trecutul lui îi era scris pe frunte ca o ștampilă care nu se șterge, Chertiție s-a mărturisit pe sine. 90 am făcut
prima spovedanie publică atât cât m-a lăsat conștiința. Mulți dintre noi lepădăm în minte trecutul sau îl scuturăm ca pe o haină prăfuită, crezând că gestul lepădării rămâne doar în noi. Păcat că torționarul nu-l mai poate întâlni azi pe bătrânul ce-i semăna tatălui său. Dacă aș putea, mi-aș cere iertarea celui bătrân și aș săruta mâna dreaptă în crăpăturile căreia i-a intrat varul. Acesta este păcatul suprem pe care Dumnezeu l-a lăsat ca pedeapsă pentru ei, pentru cei care, siliți sau nu de vremuri, și-au dat doctoratul în teroare. Torționarii nu vor spune, pentru că se tem. Numai atunci când îl cunoști pe Hristos poți să faci așa ceva. Atunci îți dai seama cât de vinovat ești față de cei din jur. Ioan Chertiție este singurul torționar în viață care a făcut mărturisiri complete despre adevărul închisorilor comuniste, fără să-și menajeze și fără să-și retușeze propriul portret de fost gardian dintr-un lăcaș al terorii. A scris, cu pretenția de iertare, poate, câteva cărți despre moartea pe care el însuși a așezat-o la masă ca pe un musafir înfometat. A încercat într-un gest târziu de camaraderie a terorii să-i caute și pe cei câțiva torționari cu care va împărți, dincolo de moarte, păcatul suprem al schinjuirii semenilor. Au venit acum aici în Baia Mare o echipă de la televiziune, de la Realitatea TV și mă gândeam că poate vreți să ne... Nu mă încurc, dar dragul meu, lăsați mă pași mă încurc, dar eu ce câștig? Spune, că mă duc la Baia Mare ca aici, spune ce câștig? Păi dacă vă dau omul în gură, la revedere. Nu vreți. El ce câștig? Plânge printre ramuri luna, nopțile spustii. Plânge printre ramuri luna, nopțile spustii. Pe cărările umblate de noi te-am cătat. Te-au uitat până astăzi toate și-ai tăi te-au uitat. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, vă spun cu toată sinceritatea că tot meseria asta mi-aș alege-o. Aș face-o așa cum am înțeles-o mai târziu. Și oricât ar suna de perfid, torționarului Chertiție nu îi mai rămâne acum decât încercarea continuă de a părea un gardian comunist privit cu ochii unui creștin amputat de păcatele mărturisite de Dumnezeu.